Bine, v-am găsit la partea a doua din New Meta Abyss, care sunt campionii New Meta și ce ar trebui să te joci pe această hartă în funcție de rolul pe care l-ai favorit. Astăzi vom vorbi despre inițiatori și sentinele. Inițiatori cam ar fi bridge pentru multitudinea de stun-uri pe care le poate oferi. Backside poate să dea efectiv până în CT, poate să dea aici sus în window pentru picuri, poți să dai oriunde stai cu băiatul ăsta, o poți să dai unul din ăsta așa, fiind smoke aici sus, cam tot timpul, cred, eu așa cred că o să fie smoke aici mereu, și vii aici cu un aftershock sau dai un aftershock în spate, cu un stun aici și la revedere, la unde să mai stea, mai vii și cu un flash, la revedere, sau pe defense, efectiv dacă vor să planteze, tac, le-ai dat ult, e aruncat de pe map. Faptul că poți să-i arunci de pe mapă e giga OP. Nu știu la defense dacă ar fi o idee să joci mid eventual, ba chiar ar fi o idee. Tac, ai dat stun acolo, tac, ai dat stun aici. Bine, te duci tu mai așa. Sac, ai dat stun. La revedere. Eu zic că ar fi destul de OP, mai ales aici. Ai un easy retake pe site, ai golit site-ul efectiv. Sac, 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 sac. Dacă stă cineva aici backside, o și căzut de pe mapă lejer. Și așa, cu attacking, o să dai stun efectiv la toată linia asta și plus window. Mai ales o să fie destul de bun contra jucătorii și agenții care joacă operator. Pentru că Breach este un agent care dă counter foarte bine la operator. Prin abilitățile pe care le are. Tac. Flash, maybe... Nu știu, să dai un flashback site cumva. Ma. Deci nu e bun flash-ul. Asta cred că e bun, dar nu știu dacă îl iau ăștia. Efectiv, dacă ai ajuns în poziția asta, ai free flash. Cred că dai flash la cam tot site-ul. Și vii cu un aftershock aici. Cam easy. Nu știu cât de bună o să fie fade pe mapa asta, dar I guess ai putea să dai ceva de genul. Pentru că ar putea să fie fade foarte bună, dar cu niște line-up-uri destul de șmechere. Ăla nu vede mare lucru. Ai putea să dai un hound aici, să-ți pice destul de ok, sau un hound undeva aici, n-ar fi rău. N-ar fi foarte rău. Ce pe line-up-uri ai putea să faci pe fade destul de fiabilă. Dar bine, ulta întotdeauna a fost destul de bună. A fost partea cea mai bună de fapt la fade. Poți să dai ulta pe stage și să dai clear. Bine, de fapt nu să dai clear, să dai să iei informații asupra echipei adverse dacă joacă aici. Și ai putea să-ți dai un câine aici să vezi dacă e ceva între timp. Dai clear în partea cealaltă. Sau aici și tot așa la fel. Double pick. Poți dai ăsta în spate. Cu grenadă de raise. Combinație perfectă. Eventual să găsești tu line-up pentru, să te găsesc o line-up pentru chestia asta sau pentru chestia asta. Ar fi foarte, foarte rău. Dar nu știu, problema la fade a fost mereu cu range-ul pe care îl are. Na, poftim. A
fost cu range pe care nu are un range foarte mare. Aia e chestia. Nu știu, pe defense, pe defense. Aici dacă ar fi fost un geam, ar fi fost rău. Aici nu prea ce să faci cu Fade. Ventol cu vas, arunci un dăst așa la vrăjeală. Pe mid n-are sens să joci pe mid cu inițiator. La fel ca și cum era controllerul. Eventual, nu știu, să dai undeva aici. Cumva să-ți vadă, dacă cineva pușează aici, dar bine, nu-l vede dacă e aici. Bine, nu cred că e, o să fie Giga OP. Okay. Dar în schimb, îl avem pe Sova, care... Opa. Băiatul ăsta, ai 15 milioane de line-up-uri, efectiv, poți să dai unul din ăsta așa, lescanat sau să ajungă săgeata cumva sus de tot și scanează tot site-ul. E similar cu Icebox, pentru că ai tavanul ăsta și Sova pe Icebox e foarte OP. Ai drone, ai de toate. Ai toate abilitățile ca să fie bine. Totuși aici, nu știu, ai putea să dai una din asta așa sau... Ceva la inapuri, o să apară zilele astea pe TikTok-uri și pe TikTok-uri. O să apară zilele astea pe TikTok sau pe YouTube, pe oriunde, că descoperă chinezii ăștia tot. Efectiv dai una acolo și ai scanat tot. Tot. Ai scanat. De asta zic că Sova ar fi destul de OP pentru info și ai putea să dai cu 15.000 de bounce-uri. Și să sară pe pascent. Fuck. Nu știu, eventual să... Dar nu cred că poți să dai chiar așa. Să-ți ajungă pe celălalt site. E un pic mai greuț. Eventual ai putea să faci un line-up să sară, să te ajungă săgeata pe ăsta la retake. Tot așa scanează tot site-ul. Ok, Gecko. Campionul meu, agentul meu preferat. Trebuie să nu mai zic campion. Aici, nu știu, cred că pe harta asta Gecko nu va fi chiar atât de bun. Eventual ai putea să faci chestia asta. Să-ți iei flash-ul înapoi safe. Dacă îl dai așa nu o să fie bine, o să scadă DZ-ul. Sau, în mai bun caz, să ajunge pe chestia asta. Sau dacă bine, dacă ajunge aici... E kinda ok. Da bine, e bun pentru că poți să-l trimiți pe Wingman. Dar ăsta e singurul lucru bun pe care poți să-l faci cu Gecko pe harta asta. Bine, mai e moliuri. Dar da, nu mi se pare o variantă super bună să joci Gecko pe mapa asta. Din cauza lui Trash. Pentru că trebuie să te duci foarte mult. Trebuie să te duci foarte mult cu trash în spațiu destul de larg, să zic așa. În care poți să-ți omoare ultimata din o grămadă de poziții și destul de repede. Na, nu știu. Nu știu, nu mi se pare ok. Doar un flash de aici. Da.
Da, nu cred că o să fie Gecometa. O harta asta nu. Următorul. Dar, în schimb, ce mi se pare mie destul de ok e Keio. Din mai multe motive, poți să dai un cuțit. Un cuțit aici sau, nu știu, am descoperit un flash undeva aici. Opa, nu, stai. Dacă îl dai așa cu peretele, țac. A sărit. Ai luat spațiul ăsta. Ai venit repede așa. Eventual ai mai băgat un flash așa. Bine, nu e foarte bun. Bine, nu joc nici Kayo foarte mult. E bine, ne-am dat flash-uri. Dar oricum poți să dai pe un backside. Lejer. Ai și muli pentru post-plant. Poți să dai cuțitul ăsta ce vi l-am arătat, puteți să-l dați așa. Și vă scanează efectiv tot backside-ul. Cu site-ul, aproape tot site-ul. Nu vă scanează. Bine, vă scanează aici aproape, dar nu vă scanează partea asta. Și pe defending, ce am mai găsit aici pe A, ar fi că ai putea să dai un cuțit aici lejer. Și e scanat. Bine, evident nu poți să dai asta din prima. Din prima rundă de rundă. Cât pe B, tot așa poți să dai un cuțit aici, țac. Bine, dar ăștia o să fie destul de rapid aici. Ba, de fapt, ba nu. Că de aici începe bariera. Tu deja ai dat cuțitul. Da, și ăsta e un cuțit destul de bun aici, că e cam greu de spart. Eventual pe B să dai un cuțit ar fi aici, dar ți-l cam sparge ăla de acolo. Pop flash-uri, nu știu să vă arăt neapărat. Pop flash-uri, nu știu să vă arăt neapărat că nu joc Kayo, dar o să apară line-up-uri cât de curând. Ulta, tot așa lejer. Fuck. Ai intrat cu ulta lejer. N-are nici ce să-ți fac. Tot așa, pentru că ai muli, poți să joci lejer. Poți joci lejer post-plantul cu el. Fuck. Ai dat muli. Sau chiar de aici. Fuck. Ai dat muli aproape. Fuck. Hai da mă ui departe. Sau ceva line-up pentru underbridge. Ceva de genul. Și aia e Kayo. Oricum, foarte puține mape pentru Kayo în care să nu fie bun. Pentru că e foarte versatil. Kai nu mi se pare foarte bună, tot așa e... O mapă foarte wide, foarte largă, în care câinele nu cred că nu o să aibă valoare, mai ales peste Kayo și Sova, care poate să ia informații super, super ușor. Ok, hai să trecem la sentinele. Chamber, n-are rost să vă arăt pe attacking, că pe attacking sentinele nu fac foarte multe lucruri. Dar pe defending lucrurile stau cam așa. Cu chamber ai putea să spui o cameră de sumă. Aici. Bun. Pe defending ai putea să spui o cameră nu știu, maybe aici. Maybe aici. Asta e un spot bun pentru chamber. Nu știu dacă poți să-l pui normal, că l-am pus din gozmon. Ba, da, poți. Ai putut aici, țac, unul care dă lurk.
Cred că îl cam vede camera aia, îl vede. Pac, te-a văzut. Anu, acum te-a văzut. Acum te-a văzut camera, țac, ți-a dat tag. Deci da, se știe că, că ești în spate. Bun, chestia interesantă e că Chamber poate să facă chestia asta. Chamber poate să facă chestia asta. Și unde e Chamber, nu mai e Chamber. Poți să-ți mai pui și una din asta așa, un save TP pentru a pușa. Ai easy pick. Cam ăla e setup-ul pe A. Sau bine, pot, tot așa poți să... să joci tope pe chestia asta și să-i pui să stai în spate. Fuck, și ești backside. Sau poți să joci aici. Fuck. A, nu știu, poți să joci oriunde. Cu Chamber ți-ai pus TP-ul, la revedere, pac, ai scăpat. La fel și pe B. Poți să joci window, nu știu, spui TP-ul aici. Ai toată rampa asta la dispoziție să te joci. Pac, ai tras, să-i dat TP. Pac, ai tras. Bine. Pac, ți-ai pus TP-ul. Aici poți să joci, să te duci un pic mai agresiv. Ăsta, orbul ăsta o să fie un free orb pentru attackers și cineva tot o să vine să-l ia. Pac, poți să stai aici, țac, ai tras, ți-ai dat TP. Sub, ai venit, te-ai făcut pic și lui ăsta. Pac, ai mai făcut un pic aici. Lejer. Și poți să-ți pui o cameră din asta aici. Dacă stai, dacă joci în colț aici, nu te vede la... Sau eventual... spui TP-ul acolo, pac. Ai tras, ți-ai dat TP. Ți-ai dat TP aici. Și ai mai făcut și piglul ăsta. Destul de bun. Destul de bun Chamber pe harta asta. Ca și sentinelă. Sau de asemenea, poți joci mid-ul. Poți joci mid-ul de aici. Pac, ți-a făcut pic, e tras. Te-ai dat TP, la revedere. A, bine, poți să pui, poți să-l pui chiar și aici. Să te duci un pic mai mult. Pac, ți-a venit de aici, ți-a venit de aici. E dat. Da, o să fie destul de greu să joci mid-ul, din punctul meu de vedere. Dar e ok, e ok. Chamber pare destul de bun pe harta asta. Ce mi se mai pare ok pe Cypher? Să vindem operator. Ce mi se pare ok? E tot așa, Cypher poate să... mini setup, așa o idee de setup. A, o să spui ăsta aici. Un trip de ăsta one way, cred că cam așa. Bine, mai jos un pic. Cam așa, dar bine, ți-l vede repede. Așa. Fac bine, ți l-a văzut destul de repede aici. Sau eventual... îți mai pui un trip aici și pac, au venit ăștia ca să planteze și nu pot de trip. Tu ai putea să joci lejer. Un Odin. Tac. Au activat tripul ăsta. Pac. Au activat tripul ăla. Pac.
O să mai pui și o cameră aici, vezi tot site. Sau poți să-ți pui o cameră pe mid și îi vezi dacă pușează bine pe aia. Dacă îți dă unul lurk e mai nasol puțin. Din unghiul ăsta vezi chiar mai bine. Are mai riscantă camera. De asta mid o să fie un pic cam greu de ținut, de jucat. Punctul meu de vedere cam ăsta e. Ai putea să pui un trip aici, de exemplu. Un trip aici. Un trip un trip aici. Ce-am mai văzut e un trip destul de cool. Mi se pare tripul... Tripul ăsta. Tac. Că ăsta vine de aici, de aici nu mai bag în seamă. El trebuie să vină full speed să sară. Vine, pac, și-a intrat în trip. Opa. Și tu, pac, ai jucat de aici, țac, țac. Și poți să spamezi cutia asta. Cutia asta, nu asta. Și le spart, le spart. Ai pus aici o, un smoke, aici un smoke. Țac, ăla a activat trip-ul, pac, ăsta a activat trip. Sau poți joci un trip aici, la default. O grămadă de chestii poți să faci. Și ideea e că nu trebuie neapărat să spui ambele tripuri într-un loc. Și poți să spui un trip pe mid sau camera pe mid. Aici pe B poți să spui camera... cred că poți să spui și... Da, poți să spui și aici camera. Vezi efectiv tot site-ul. Și-l vezi și pe ăla în colț dacă joacă acolo. Cypher pare destul de bun pentru că are prezența asta globală. Despre Killjoy, și Killjoy mi se pare foarte, foarte bună. Din mai multe motive. O să pui un alarm bot aici. Maybe un... un molotov. O să pui și unul aici. Sau poate un molotov aici, I guess. Sau efectiv poți să-ți lași tureta. Efectiv poți să-ți lași, să îți lași tureta. Vii, țac. Să lăsa tureta aici să se uite. Sau poți să-ți pui tureta aici. Să uite. Sau... sau aici, să vezi dacă au intrat pe site. Dar, mai mult, tureta ai vrea să ți-o pui în colțul ăsta. De ce? Pentru că dacă vine cineva din partea asta, tureta vede. Dacă stare cineva de aici, tureta o să-l vadă. Tureta te anunță dacă cineva vine pe mid. Dacă tu ai tureta aici, tu poți să joci plejer pe A. Tu poți să joci plejer poziția asta. Unde ai molotov aici. Ai un alarm bot la intrare. Sau chiar îți pui un alarm bot aici. Pe site. Molotov acolo, molotovul îți lasă acolo. Pac. Te-ai activat un molotov, pac, au intrat pe site. L-ai activat pe al doilea. Deci acum Phantom poți să spamezi, să spamezi lejer. Retake-ul.
Tot așa, ai venit iar poți să-l pui ceva mai safe. Ceva pe aici. Ai putea să-l pui. Să pui ulta ca să-i retragi pe toți pe main. Sau cel mai rău caz aici, în colțul ăsta. Dacă nu vrei nici aia, poți să vii. Ai control aici. Poți să vii aici și le-ai pus aici. Ai pus aici ulta. Și te acoperă tot. Chiar și o parte din main. Ei trebuie să se retragă foarte mult. Asta mi se pare cea mai OP chestie la Killjoy. Este ultimata, care la retake-uri face toți banii. La fel și aici. Poți să-ți folosești ultimata. Efectiv ai ajuns aici. Pac. Ai tot site-ul la... Ai efectiv tot site-ul. Și aici poți să-ți lași lejer o turetă aici, o turetă acolo, acolo. Să joci un pic mai spre mid. Un alarm bot undeva chiar și aici. Molotov pe default. Unul poate aici sau unul aici, depinde, sunt o grămadă de setup-uri. Poți să-ți faci o grămadă de setup-uri cu Killjoy. De asta mi se pare foarte OP, mai ales pentru retake-uri, pentru ultimata ei e foarte OP. Ce mi se pare și ea destul de playable. Nu știu dacă mi se pare destul de playable un un wall ceva. A, bine, nu mă sui pe wall. Mă, de ce nu mă sui pe wall? Unul ceva destul de bun ar fi ăsta. Sac, ai venit, ai făcut pic. Fac, te-ai retras. Sau efectiv, ca să, bine, dar să-l pui cumva să nu se vadă neapărat. Ca să poți să faci un swing aici sau... aici. Low destul de bun. Pare o mapă destul de bunicică pentru Sage, sincer. Sau chiar ai pus wall-ul, chiar poți să pui wall-ul ceva de genul ăsta. Stai un pic ascuns după wall. Da, bine, te poate spama de aici dacă știe schema. Sau dacă ești un Sage player și poate să te joci chiar și cu op. Ai unghiul ăsta. Ai unghiul ăsta și... tac, cine a trecut? E dat. Mi-a dat. Nu știu dacă aici e ceva, un unghi nebun. Nu neapărat. Da, e mai bun ăsta. Sau chiar poți să joci wall-ul aici. Și tot așa e epic nebun de Sage. Sau poți să vii ceva mai agresiv cu wall-ul. Fac, te lua și orbul. Dar wall-ul ăsta poți să-l folosești poți să-l folosești pe attacking destul de bine. Ceva de genul ăsta. Bine, ei poți să... o să folosești tolu și ceva de genul ăsta, cred. Da. Ceva de genul ca să le blochezi accesul la chestia asta. Să nu poți să ține să facă pic, ai venit, pac, ai plantat, te-ai retras. Eventual mai bagi și un slow-ul ăla acolo. Nu, așa, la Sanky. Cât
PB, tot așa, e sentinelul, nu vrei să joci midul. Nu te interesează midul, te interesează doar site-ul pe care îl ții. Despre B, nu știu, cred că nu prea are sens să joci așa de avansat aici. Să dai un old ăsta e cam cringe că poate să-ți vină aici. Eventual să-l dai ceva de genul să joci mai agresiv și să faci pic aici sau aici. Ar fi o idee. Sau efectiv să dai wall aici, dar nu prea, tot așa, nu prea are sens că poți să-ți vină pe aici. Dar cred că mai ok ar fi să-l folosești așa. Îl folosești așa, dar nu, totodată, poate să vină pe aici. Poate să vină pe aici și nu e ok. De-aia, cred că Sage, dacă ai jucat Sage, putea să stai pe A, sincer, cel mai bine, sau să te mai bagi la creație cu niște wall-uri din astea nebune. Bagi la creație cu niște boost-uri din astea. Un off-angle. Nu e chiar off-angle că stai în raza lor ăla, dar e ok și așa. Dacă dar nu, așa pentru attacking, cred că cam ăsta e cel mai bun wall. Ai venit, țac, ai plantat. Sau chiar ai dat un wall aici ca să nu mai ai problemă cu ăștia. Dar nu, totodată ei poate să se urce pe cutia asta, știi? Să tragă. Da, de deloc tot așa, nu mi se pare neapărat playable. Nu știu, ai putea să pui un senzor aici, așa. Nu știu, foarte, foarte mare mapa. O eventual un senzor așa, că atunci când plantează să-și ia stun. Bine, wall-ul e wall-ul e destul de ok. Se blochează destul de mult. Se blochează destul de mult. Mai ales dacă îl folosești. Dacă nu îl folosești așa, nu știu, să joci așa mai agresiv un pic. Nu se prea blochează asta, că e rampa asta aici. Dar eventual dacă îl dai așa e e Gucci. Sau chiar dacă îl dai și așa e Gucci. Nu e rău. Nu e rău nici dacă îl dai așa. Dar nu mi se pare foarte bună pentru că tot așa e kit-ul e mult prea slab față de celelalte sentinele. Chiar și Sage-i mai bună. Aici ar fi un loc destul de bun pentru că se va folosi zip-ul sau dacă vrei să ajungi aici trebuie să faci zgomot. Ăla ar fi un spot destul de bun pentru pentru senzor. Sau bine, sau tot așa park, te pus ăsta tot așa pe default. Ar mai fi un spot bun, ar mai fi ăsta, că tot așa trebuie să facă zgomot. Bine, la servitor asta nu neapărat. Nu neapărat trebuie să facă zgomot seara. Dar nu, v-ați prins. Da, tot așa, nu mi se pare ok, nu cred că o să fie meta. Nu știu, așa că cam despre wall, cam aceeași poveste cu Sage. Nu prea are sens să dai wall aici, că o să-ți vină prin geam. Și sar prin geam și se duc acolo, știi? Eventual așa, bine, ai putea să folosești wall-ul ăsta.
ca să nu treacă cumva, să nu treacă de aici și să fii mai mult concentrat de chestia asta, dar paper mache, bro. Ok, cam ăsta o să fie clipul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. O să-mi dau singur ultă. Nu pot. Na, m-a dat afară din custom. Da, cam asta o să fie mapa. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de subscribe și de like. Și ne vedem data viitoare. Bye bye.